Iulia, mulțumim. ANAF a blocat total în cazul recuperării banilor dați fraților Micula. Instanța a suspendat și executările silite din viitor. Colega mea, Iuliana Damian, vine cu toate detaliile. Iuliana, te ascultăm. Bun găsit, judecătoria Beiuș a suspendat toate acțiunile de recuperare a celor 395 de milioane de euro plătiți de guvern către firmele fraților Micula. Însă nu vorbim doar de executările silite începute, ci și de cele viitoare. Procesele au fost deschise de avocații magnaților după ce încă din martie anul trecut ANAF a început să execute silit firmele fraților Micula pentru a recupera banii ce au fost plătiți de guvern în anul 2019 și pe care Comisia Europeană i-a considerat un ajutor ilegal și a cerut astfel României să recupereze sumele. Însă această decizie este acum în dezbatere la instanțele europene, iar până când se va soluționa, iată că judecătorii români au decis să aștepte ANAF cu executarea silită pentru că legalitatea acestei decizii nu este deocamdată stabilită definitiv.